Băi, România, București, tot ce vreți, lume după YouTube. Bună seara, că aproape de 6. Acum e 5 și ceva așa. Stan Andrei Bogdan, Andrei Stan aici în Andrei Store, vrea să facă niște anunțuri. În primul rând, cu haina asta, da? Am văzut o persoană care are aceeași haină, normal. Altă mărime și așa, da? Ori e întâmplare că lumea poartă ce poartă Stan, așa? Ori e valoare, eu ce să zic. Pentru unii, cum vreți voi, pot să zic că e și întâmplare, pot să zic și că e valoare, hai să zic că e valoare, că na. Dacă orice poartă Stan, ai valoare. Așa. Vreau să fac niște lucruri. Ăsta a fost un al doilea. Fără Facebook o perioadă, al treilea. În continuare, uite liniștit, așa, și o chestie, anunț ceva așa. Săptămâna asta, dacă o să pun ceva de la Andrei Vărvan, Andrei Versace, dintr-o locație, bine, dacă nu, tot dă pe aici și așa, și cam asta e. Final vreau să zic mai cel mai nouă chestie cu haina asta, că am văzut la o persoană care are aceeași haină, așa, ce să zic, întâmplare, valoare, eu zic, hai, valoare, că dacă poți ce poartă asta, n-ai valoare, bine, trebuie să se ducă și capul, să ai ce șapte de acasă și așa, că asta e, Stan are ce șapte de acasă, ăsta nu duce capul. Așa, Stan are ce șapte ani de acasă, comparație de mulți oameni din țara asta, din România asta, da? Așa, care n-am, mă refer la trădători, frăduitori, nebunii mei, dar acum nu se văd așa de nebunii mei și de vârfe și așa, vârfituri. În primul rând, de haina asta, care au stăt, cum am mai zis, o persoană la Dristor care are aceeași haină ca și a mea, așa, și fără Facebook, na, o perioadă. Astea sunt anunțurile, chestiile, anunțurile lui Stan Andrei Bogdan, Andrei Stan aici la 300, da? Hai, vă salut, vă pup, vă salut, Andrei, vă pup, vă Stan.